Partea a doua a emisiunii de astăzi, Bucovina Sport Action, înainte de publicitate, vă solicitam, domnule Pantea, să devolăm puțin din cifrele acestei ediții, Junior's Cup, dar ca să ieșim cât mai bine din lucrul ăsta, haideți întâi să facem o scurtă, dacă fac aici apel la memoria noastră, ediția precedentă. Tot așa au fost mulți, foarte mulți copii la momentul respectiv. Cine a câștigat, cum a fost, care au fost rezultatele precedentei ediții, acum un an de zile, dacă îmi spuneți că nu țineți minte, nu mă supăr. Nu, au fost, anul trecut au fost în jur de 600 de participanți, ca și echipe câștigătoare, nu mai rețin exact, însă ce este foarte important, cred eu, că acele echipe au revenit la Suceava și din nou ne-am bucurat de prezența lor din alte județe ale țării, fiind echipe bune și bine cotate în județele respective. Ne bucură că, v-am zis, anul trecut, cred că au fost în jur de 600-700 de participanți, iar în această vară depășim 1000 de participanți pentru aproape se dublează numărul de jucători. Da, se dublează, s-au dublat, nu știu dacă s-au dublat, dar am făcut la mai multe categorii de vârstă, fiind 9 categorii de vârstă la care se organizează competiția. Anul trecut a fost 6 și ce este, eu știu, atrage atenția este prezența numeroasă a echipelor. Sunt peste 80 de echipe din 7-8 județe din țară și o echipă din Chișinău la categoria 2014 a fost Sportul Chișinău. Deci mereu prezențe din Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui, Brașov, Bistrița, Mureș, va veni Kinder, St. George de Mureș, cea mai bună școală de fotbal din Târgu Mureș la categoria 2010, săptămâna viitoare. Deci un număr mare de echipe, un număr mare de participanți pe care am reușit să-i premiem pe fiecare în parte. La sfârșitul locurilor de clasament, toți copiii sunt premiați cu diplome și medalii pentru că avem sprijinul Consiliului Local Suceava și a municipiului Suceava, toți copiii fiind premiați cu medalii, diplome și echipamente sportive câștigătorii. Deci am reușit o organizare foarte, foarte bună și în 3 weekenduri ne desfășurăm activitatea pe stadionul Aren, pe stadionul Mai din Scan și la terenul sintetic de la Iulius Mol. Deci în 3 weekenduri, fiecare sfârșit de săptămână cu câte 3 categorii de vârstă. Au fost în primul weekend grupele 2011, 2013 și 2014. În această săptămână s-au disputat jocurile la categoria 2009 în sistemul 11-11 pe stadionul Aren, 2012 la Itzcan și 2015 la Iulius Mol. Asta e tura cea mai mică, nu? Nu, săptămâna viitoare grupa cea mai mică va juca la Iulius Mol, copiii născuți în anul 2016, 2008 vor juca pe stadionul din Itzcan și grupa 2010, unde vor fi 12 echipe participante, din nou vor juca pe stadionul Aren. Deci în jur de 1200 de participanți care, din ce am văzut, din nou au plecat cu zâmbetul pe buze de la această competiție. Avem și acel tip de medalii puțin diferit de ceea ce se oferă la nivelul competițiilor din țară. Este un tip de medalie special, personalizat, un tip de medalie turnată, nu-i acel model clasic din material clasic și ne bucură că toți copiii sunt încântați de acest lucru. Chiar după fiecare premiere, ei iau medalia în mână, se uită la ea, rămân cu o idee, cu o imagine foarte bună după această competiție. Ca efort, ca infrastructură, tot așa trebuie să negociați, să pregătiți multe locuri de cazare. Câte echipe sunt din județul nostru? Din județul nostru, în jur de 50-60% din echipele participante sunt din județ. Jumătate din aceste echipe vin cel puțin 7-8 județe. Cei din Botoșani își permit să facă navetă, dar la fel și Câmpul Lungu și cei echipele din zonă. Ceilalți sosesc de vineri. Important este să... Adică și structura turneului a fost puțin gândită pentru ca echipele care vin din alte locuri să aibă locuri de cazare suficiente, pentru că dacă am face turneul într-un singur weekend, atunci nu ar fi locuri suficiente de cazare în Suceava. Și
această structură pe trei weekenduri face și cazarea echipelor mai ușoară și da. organizarea pe terenuri mai bună, pentru că avem nevoie și de terenuri, cel puțin 2-3 terenuri pentru a desfășura toate meciurile. La fiecare categorie de vârstă sunt în jur de 20-24 de meciuri, deci ar fi, se joacă non-stop începând de vineri de la ora 4, sâmbătă toată ziua și duminică până la ora 15-16. Cum e sistemul la ora actuală? Tot așa, echipele vin, joacă, după care se anulează toate rezultatele ca la unele competiții? Se anulează, practic nu sunt rezultate oficiale, însă pentru a întâlni adversari diferiți trebuie să facem un fel de clasament cu numărul de jocuri, pentru că în ultima zi se joacă în funcție de rezultatele cu celelalte echipe. Da, bun, eu înțeleg și apropo de chestia, înțeleg acest demers tocmai de a scoate din presiunea de pe umerii copiilor, tocmai ca să îi vedem că evoluează și că lucrurile stau bine, cel puțin cu presiune până acum nu ne-a ieșit, adică ne uităm la alte rezultate, cel puțin ale echipei naționale, așa că e bine să scoatem cel puțin până la o anumită vârstă din această presiune și de pe umerii copiilor și de pe umerii antrenorilor și mai ales presiunea pe care o pun și o pun părinții. Deci din punctul ăsta de vedere salut acest demers. Vedem dacă funcționează bun, dacă nu funcționează asta este, măcar am încercat, nu rămânem cu ideea că n-am făcut-o și pe asta. Dar până la urmă tot întreb că nu se ține cont de aceste rezultate, dar totuși, care ai noștri cum s-au mișcat, cum a fost, cum, că oricât ar fi, tot mă interesează. Eu zic că nu contează, dar tot mă interesează. Da, ideea este că eu sunt ferm convins că fiecare club, cum își așterne, așa doarme. Adică filozofia noastră a clubului juniorul este să avem un stil de joc în care mingea să plece de la portar pe jos. Dacă urmărim un rezultat neapărat la un meci, atunci vom juca numai cu mingi lungi și vom încerca să dăm gol cât mai repede. Ori 90% din acțiunile pe care copiii clubului nostru le desfășoară pleacă cu mingea aruncată la margine pentru fundaș, iar noi ne dorim, multe combinații și multe o posesie bună a mingii pentru înainte de a marca gol. Deci, indiferent dacă se contabilizează un rezultat sau nu se contabilizează, stilul de joc al echipelor noastre va fi același. Nu se schimbă. Deci, important este și filozofia clubului, cum ne dorim împreună cu antrenorii să dezvoltăm copiii, ce vrem de la ei, cum îi antrenăm și cum punem în practică la meciuri ceea ce antrenăm la antrenamente. Dacă în timpul jocurilor este pură întâmplare și vrem să câștigăm, atunci... Da, într-adevăr, putem spune despre cineva că urmărește rezultatul. Însă dacă se păstrează același stil de joc, toate echipele clubului joacă în același stil și, bineînțeles, că își doresc să câștige, atunci eu zic că lucrurile sunt în regulă. Pare destul de simplă, dar e totodată complicată această filozofie. E complicată pentru că zi de zi trebuie să muncim, zi de zi trebuie să antrenăm, trebuie să avem copii cu care să putem pune în practică ceea ce facem la antrenament, să punem în practică la jocuri. Deci nu se poate numai din gură, trebuie să și punem în practică. Sau numai din talent, da. Multă pregătire. Cum e programul unui copil care este legitimat la junior? La grupele de, copii până în clasa a patra, în ultimul timp a luat amploare acest program cu after school. Copiii merg dimineața la școală, după care rămân în continuare și își fac temele. Toate antrenamentele se desfășoară după ora 16:30-17. Cel puțin vara e o plăcere, nu e o problemă. Da, se păstrează, oricum se păstrează același program și în mare cam acesta este programul zilnic. Copiii au activități de dimineață până seara, doar numărul antrenamentelor fiind 2-3 antrenamente pe săptămână, atunci mai au o zi liberă după amiază în care își pot umple timpul cu altceva. Ce competiții au dedicate vârstelor? Deocamdată se joacă la un Under 11, cea mai mică categorie, iar la vârstele sub 11 ani suntem nevoiți să căutăm competiții, acest tip de turnee pentru dezvoltarea lor și pentru
eu știu, o evaluare cât de cât sistematică a lor. Da, nu putem sta în globul nostru de sticlă și ne-am pregătit, uite ce bine suntem. Trebuie să ne confruntăm și cu alții, adică face parte naturalul omului. Urmează grupele U13, se joacă păi de 2 așa, în 2 deci ani de zile. De clasa a 4-a sunt câți anișori? 11 ani. 11 ani, da. Da? Deci pentru ei trebuie să căutați competiții. Până în clasa a 4-a, eu zic că este necesar participarea în aceste competiții. După care, sistematic, ei trec la un sistem 4 plus 1, după care 6 plus 1 la U13, la U11, la U13 în sistem 8 plus 1, iar apoi ajung să joace la 15 ani pentru prima dată în sistem 11 la 11 pe teren mare. Până la urmă este un făgaș normal, copiii trec periodic, adică la 2 ani de zile se mărește sistemul și numărul de jucători. Dacă un copil trece prin toate aceste etape, cred că la vârsta de 19 ani ar trebui să fie pregătit pentru a face pasul spre o echipă de seniori. Asta din punct de vedere al performanței, dar ce e cel mai important la grupele mici, că ne dorim și o inițiere a lor, o atragere a copiilor spre mișcare, în primul rând. Nu e obligatoriu ca toți copiii care vin să se înscrie la fotbal, la juniorul, da? Pentru că discutăm în mod special de juniorul acum, nu e obligatoriu ca toți copiii să devină fotbaliști. Nu. Într-adevăr, și în ultimul timp să știți că sunt foarte mulți părinți tineri care din ce în ce mai puțin aduc copiii de mână la fotbal să facă performanță. Toată lumea spune că vin pentru mișcare, deci au început să fie un pic diferită gândirea de hobby, și mentalitatea. De... Da. După care, dacă evaluăm copilul și vedem că este pregătit spre mai mult, atunci poate face parte, eu știu, din prima grupă, de a participa la turnee și competiții la nivel național și se pune accent și pe performanță. Dar, pentru început, inițierea lor și atragerea spre sport, în primul rând, e cea mai importantă. Da, noi aveam o inițiere de aia făcută în curtea școlii, adică nu mai aveam... Da, dacă tot s-au modificat timpurile, vremurile și toate cele, normal trebuie să ne adaptăm din punctul ăsta de vedere și apreciez foarte mult genul ăsta de părinți care își aduc copilul nu pentru, domne, gata, îl fac fotbalist de aici. Nu. Faptul că învață să joace fotbal, sigur îi va folosi pentru că sunt atâtea argumente pro încât mi-ar mai trebui încă vreo 3-4 emisiuni să fac apologia acestui sport și acestui gen de pregătire. Da, ne apropiem de final, aș vrea să tragem câteva concluzii vis-a-vis de această ediție, pentru că mai avem weekendul ăsta, ce urmează, nu? Da, în această sfârșit de săptămână vor juca copiii născuți în anii 2008, 2010 și 2016. Este cel de-al treilea weekend. Sperăm să se termine totul cu bine. Păi până acum n-au fost incidente, totul a fost foarte bine. Ne bucură, v-am zis, suntem într-o continuă creștere și sperăm să o ținem tot așa. Cum sunt? Ce ați văzut la competiții? A sărit în ochi un sportiv? Zic așa ca și corolar, ca și poveste pe ceea ce spuneți că e unul din obiectivele acestei ediții. Ce m-a surprins pe mine personal este o creștere a numărului de echipe și multe echipe care își desfășoară activitatea pe anumite zone. Echipe care, de exemplu, pe zona Vicov au copii pentru participa în competiții la toate vârstele. Dar pe mine nu mă miră, eu știu ce s-a făcut acolo de-a lungul anilor. Da. Acolo e o poveste, deci e o poveste de succes. Am rămas plăcut surprins și din echipe care nu sunt foarte bine, eu știu, să rupă gura târgului, să zicem așa, dar care au unul, doi copii foarte talentați în cadrul echipei. Și având o echipă cu care poți să participi la o competiție, poți ieși individual în evidență. Ceea ce este un lucru pe care eu îl consider important. Că se desfășoară, se face mișcare, se dezvoltă fotbalul de masă pe anumite zone, pe anumite comune, eu știu, și în orașe sau sate mai mici. Care ar fi una dintre cele mai titrate echipe? A spus, de la Chișinău avem echipă.
O echipă Târgu Mureș, a spus. Târgu Mureș va participa în acest weekend. Politehnica Iași a câștigat turneul la grupa 2009. Am avut o competiție surprinzător de bună, pentru că este foarte greu să găsim echipe în sistemul 11 la 11, pentru că majoritatea cluburilor mai mici își desfășoară activitatea până la 12-13 ani. Apoi lipsa infrastructurii, cred că în principal, îi face să-și oprească activitatea. Deci după 15 ani, sistemul 11 la 11 este greu de găsit echipe. Și atunci, la grupa 2009, spuneam, Politehnica Iași a surprins, Junior Brașov, la fel, o echipă foarte bună din Brașov, care a fost campioană națională la U11, a surprins un turneu foarte bun cu 8 echipe și va participa Politehnica din nou la grupa 2008 în acest weekend. Alte echipe, eu știu, din zonă, Botoșaniu, Vaslui, echipe bune mereu aduc la aceste turnee. Din Iași mai sunt și cluburi care își pun accent pe grupe de juniori, Steaua Magică Iași, Didi, Junior Iași, am înțeles că pentru ei un fotbalist foarte important, Didi Florian, al județului Iași. Sunt echipe titrate, echipe care văd că an de an își doresc să participe la acest turneu și asta nu poate decât să ne bucure. Ce obiectiv are juniorul la acest turneu? Că e destul de complicat să -l organizezi și tu să câștigi toate grupele, nu mai vine la anul nimeni. Da, obiectivul nostru este să participăm cu cât mai mulți copii, participăm la fiecare categorie de vârstă cu 3 echipe din cadrul clubului. Majoritatea copiilor participă și pentru noi este important să ia contact cu astfel de competiții. Meciuri. Deci să câștige meciuri. Da. Da. Cine v-a ajutat în organizarea acestei competiții? Ați menționat mai devreme, dar așa ca de final, cred eu că sunt anumite instituții și anumite într-adevăr, societăți cărora foarte important pentru noi a fost faptul că avem un contract de asociere cu Primăria Suceava și am fost susținuți în totalitate în desfășurarea acestei competiții, prin premierea copiilor, prin punerea la dispoziție a terenurilor de joc. Deci Primăria Suceava și Consiliul Local a pus umărul. Dintre sponsorii principali, firma Mirconstruct și Valexin, care mereu sunt alături de noi, inclusiv la echipele de juniori republicani și seniori. Bun, anul se considera că asta e publicitate sau orice altceva, dar în construcția unei asemenea competiții, într-adevăr, fără sprijin, fără ajutor, e destul de greu să poți realizezi ceva. Domnule Pantea, ce să vă spun? În primul și în primul rând, fără evenimente nedorite, să aveți parte de o competiție la care, de ultimul weekend, unul care să fie încurunat de succes și să vă dea putere să mai organizați și alte competiții, pentru că altfel, știu, e destul de greu să organizezi, adică 1000 de copii, mai hârtiile alea, numai cât e acolo și tot devine mult mai complicat. Mult succes vă doresc! Sănătate și spor! Mulțumim! Atât pentru această ediție a emisiunii noastre. A fost așadar invitatul nostru de astăzi, Bogdan Pantea, juniorul Suceava. Eu sunt Marius Cocoș. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească!